La nivelul județului Călăraș, în data de 31 mai, ora 14, se aflau în autoizolare la domiciliu 1039 de persoane aflate sub monitorizare. 95 de persoane au fost confirmate cu noul COVID-19, dintre care 70 au fost declarate vindecate și 3 persoane au decedat. În ultimele 24 de ore, o persoană a ieșit din carantină, iar 162 de persoane au terminat perioada de izolare de 14 zile. Forțele de ordine, constituite din polițiști, jandarmi și polițiști locali, au efectuat în continuare acțiuni privind ordinea și siguranța publică în contextul actual și au acționat pentru informarea cetățenilor cu privire la noile reguli pentru verificarea persoanelor aflate în evidențe, cu privire la respectarea măsurilor de izolare la domiciliu, precum și asigurarea pazei locațiilor de carantinare.